Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Guten Morgen, lieben, und hallo zum Sendung Prof. Online. Ne aflăm la Prof. Online și el este cel care are foarte multe filme despre matematică. Wir sind zu Prof. Online und er ist der Mann, der sehr viele Mathematikfilme hat. Puteți ajunge și voi la Prof. Online dacă stați pe Google, Prof. Online. Ihr könnt auch zu Prof. Online kommen, if ihr auf Google schreibt Prof. Online. Sunt peste 11 milioane de accesări pe momentul de față. Es sind über 100 milioane. Excelent. Iată o problemă în varianta profului online. Here is a problem in Prof. Online's variante. Când s-a născut Adrian? Van Adrian geboren ist. Mama avea 27 de ani. War Mutter 27 Jahre alt. Acum ei iau împreună haben sie zusammen 33 de ani. 33 Jahre. Sind sie zusammen 33 Jahre alt. Câți ani are Adrian? Wie viele Jahre alt ist Adrian? Are problema grea? Ist das Problem schwer? Ei, nu-i dificilă, nu-i grea. Sie ist nicht schwer. Vedem imediat cum gândim. Ia să încercăm. Wir sehen gleich, wie wir denken. Cum wir sollen versuchen. Mai întâi să înțelegem bine problema. Chiar zolăm vir gut, das problem verstehen. Nu putem să ne apucăm să o rezolvăm dacă n-am înțeles conținutul. Wir können es nicht machen, wenn wir es nicht verstehen. Vă se zică, deci, mama avea 27 de ani. Also Mutter war 27 Jahre alt. Acum ei iau împreună jetzt haben sie zusammen 33 de ani. Scădem din 33 de ani. Wir nehmen von 33 Jahre. Vârsta mamei Mutter 27 Jahre. 27. Da? Vârsta mamei de 27. Și obținem 6 ani. Ok. Und haben 6 Jahre. Aceștia trebuie să îi împărțim la cei doi. Diese müssen wir so die zwei teilen. Pentru că și mama a crescut cu aceeași perioadă de timp cât a crescut și Adrian. Weil Mutter so viel wie Adrian. Asta e secretul problemei. Das ist des Problems Lösung. Asta este. 6 împărțit la 2. Das ist 6 geteilt durch 2. Egal cu 3. Ist gleich 3. Așa că also la 27 mai adăugăm 3 vârsta mamei. Zum 27 tun wir dazu 3 ani, nu? 3 ani. Și egal cu 30. It's gleich 30. Iar Adrian are 3 ani. Und Adrian hat 3 ani. Asta e vârsta. Mama 30 și Adrian 3. Mutter 30, Adrian 3. Secretul problemei a fost să împărțim diferența de la 33 la 27 să împărțim în 2. În 2. Das Problem ist Rätsel war să împărțim diferența asta zu diese Differenz zu teilen în 2 părți. Zu in 2 zu teilen. Perfect. Pentru problema a fost foarte ușoară. Hat euch das Problem gefallen? Es war sehr leicht. Hai să facem una mai grea un pic. Cu doi copii. Ce spui?
Încercăm? Hai! Când s-a născut Adrian... Te rog, când s-a născut Adrian... Am vorbit doar două. Păi, două... Doar una. Nu, două. Hai, că punctăm acolo. 30. Da, 30. Când s-a născut Adrian... Vana Adrian Ghiboran este. Mama avea 27. Motorcate, chebănăcioan, tihiare. Când s-a născut Ana... Van Ana Ghiboran este. Adrian avea 3 ani. Adrian var drăiare. Acum ei iau împreună... Jetzt haben sie zusammen. 45 de ani. 45 jahre. Câți ani are fiecare în parte? Wie viele Jahre ist jeder? Îți place problema? Jeder allein. Gefällt euch das Problem? Recapitulăm ca să înțelegem bine. Wir machen es nochmal, damit wir es besser kennen. Am preluat problema dinainte. Nu? A problema anterioară. Am preluat. Wir hatten das vorige Problem. Și am mai mărit-o cu încă un component al familiei, cu încă un copil. Und haben es vergrößert mit noch ein Kind. Ei, aici este secretul. Ei, hier ist das Rätsel. Deci, mama avea 27 ca și în problema anterioară. Also Mutter hatte 27 wie in das vorige Rätsel. Când s-a născut Adrian, nu? Bara Adrian geboren. Am prelungit-o cu Ioana. Wir haben es mit Ioana verlängert. Și am spus că când s-a născut Ioana, Adrian avea 3 ani. Und haben gesagt, wann Adriana geboren ist, war Ioana avea, când s-a născut Ioana, Adrian avea 3 ani. Draia, var Ioana draia. Ei! Deci, până la nașterea lui până la nașterea lui Ioana. Bis zu Ioanas Geburt. Mama și cu Adrian. Mama und Adrian. Au 33 de ani. Hatten 33 Jahre. Haben 33 Jahre. Foarte tare. Super cool. Scădem din 45 suma totală. Wir nehmen von 45 die totale Summe, also 33. Scădem pe 33, nu? Și obținem? Und bekommen 15. 15. Din 45 scădem 33, 12 ani. 12 ani. Așa, 12 ani. Ce facem cu acești 12 ani? Was machen wir mit diese 12 Jahre? Sunt ai cui? Sunt ai mamei acești 12 ani? Sie sind... Noi împărțim la 3. Wir teilen sie durch 3. Und geben jedem 4. Pentru că e mama... Weil es ist Mutter, Adrian und Ioana. Ioana, 3. De-aia împărțim la 3. 12 împărțim la 3 egal cu... Cât face? 12 împărțit la 3 egal cu... Cât face 12 împărțit la 3? 4. Da. Zi. Wie viel ist 12 geteilt durch 4? Nu, geteilt durch 3? 4. Așa-și 4 îi agățăm la fiecare. 4, 4, 4. Deci Ioana va avea? Diese 4 geben... Wir geben zu jedem 4. Also Ioana hat 4 jahre. 4 ani, nu? Adrian... 3 și cu 4 egal cu... Adrian, 3 und 4 ist gleich 7 und Mutter 7 und 30 plus 4 ist gleich 34. Iată că mama are, Adrian 3 și cu 4, 7 ani. Also Mutter hat 3 hat 34 iare Adrian 7 und Ioana 4. Așa, iar mama are 34. E bine. Da? Ai zis mama 34, Adrian 7 și Ioana 4. Da. Perfect. Excelent. Așa, da, dragilor, vă propun eu să faceți și voi o problemă acasă în care să mai adăugați un copil familiei
Și atenție, este superbă problema. Puteți prelua tot ce am făcut până acum. Es kann schwer oder gleich sein. Da, zi-o tu, tradu tu. Deci puteți face o problemă. Ihr könnt ein Problem machen. Preluând-o pe cea dinainte. Von der vor und geben ein Kind dazu. Nehmen die de vor vorher und geben ein Kind dazu. Adăugând încă un copil. Da? Și suma lor o faceți. Und die Summe macht ihr. Și atunci veți împărți diferența aceea. Und dann werdet ihr diese Differenz teilen. La patru, că este mama și cu cei trei copii. Zu vier, weil es die Mutter und die vier Kinder. Superbă problemă. Schöne Problem. Vă veți îndrăgosti de Prof Online dacă ajungeți la lecțiile lui. Ihr werdet euch in Prof Online verlieben, if ihr zu seinem Lektionen kommt. Îți mulțumesc, Ștefane. Cu plăcere. Zici și tu. Și eu mulțumesc, domnule profesor. Și eu mulțumesc, domnule profesor. Și în germană. Ich danke, Herr Professor. La revedere.